subiectele tratate până acum de Agora și cele din planul editorial pentru conferințele de anul în curs sunt subiecte de interes. Cu toate că uneori, poate când citim despre restore, backup, lucrurile par destul de simple. Au intrat deja în uzul comun, toată lumea are sisteme de înmagazinare, să cumperi un tera de date, un hard disk de un tera, este ceva destul de facil. Probabil costă câteva sute de lei, nu este o problemă. Și de asemenea este destul de facil și modul în care se cheltuie banii pe astfel de soluții și pentru că o soluție de storage, de backup, poate să pornească de la banda magnetică, clasică și ați fi impresionat să vedeți în organizațiile acestea mari în care lucrează membrii CIO Council câte zeci de mii și eventual poate chiar sute de mii de euro se duc numai pe benzi. Deci n-am ajuns să vorbim de virtualizare, de lucruri complexe, de soluții tehnice impresionante sau ce mai apare pe piață. În continuare, o sumă foarte mare de bani este cheltuită pe lucruri clasice, putem spune. Din acest motiv, aceste soluții care apar și încep să se maturizeze din ce în ce mai mult sunt de mare interes, mai ales într-o perioadă în care toată lumea se uită la costuri. Odată ce ai pornit un sistem de informatizare, nu-l mai oprești. Este mult mai greu să-l pornești, dacă l-ai pornit, este și mai greu să oprești informatizarea unei companii. Și când lucrezi cu date, cu informații în format electronic, aceste date devin niște asset-uri, devin knowledge-ul companiei și trebuie protejate.